Salutare toată lumea. Suntem online. Așa, păi numele meu este Ștefan Alexandru, el este Daniel Taghirta, noi suntem suntemprofitabil.ro. Astăzi Daniel ne va spune puțin despre care este părerea lui, cum va evolua BTC-ul, e-gold-ul și EURUSD, pentru că noi cam astea tranzacționăm plus niște stocks, dar astăzi ne vom rezuma la cele trei. Ok, Daniele, două, trei cuvinte despre tine. Păi deja oamenii mă cunosc, cei care sunt pe canal, cei care nu sunt pe canal, tranzacționez, așa cum ai spus și tu, criptomonede, piața Forex și m-am băgat în ultimul timp și pe indici, SP500, DAX. Acum, din punctul meu de vedere, e bine să nu ai foarte, foarte multe instrumente financiare. Se întâmpla lucrul acesta acum aproximativ un an, când tranzacționam vreo 20 de perechi. Nu Mi-aduc știai în aminte, care să da. intri, în care să ieși. Deci, ca sfat pentru voi, vă focusați pe mai puține perechi. Fiecare își identifică piața favorită, orică criptomonede, orică vrea să tranzacționeze pe indici, orică vor să tranzacționeze pe Forex, dar să nu fie prea multe perechi. Deja ce depășește 4-5 perechi, cam e cu semnul întrebării. Bun, dar ca să nu ne mai lungim, ție care îți place mai mult? Ce-ți place cel mai mult să Cel mai activezi? mult, acum cam sunt între Forex și indici, Forex dar și indici. tranzacționez și Bitcoin. Depinde de mișcările pieței, adică în ultimul timp nu prea a fost acțiune, din punctul meu de vedere, pe... O întrebare numai de curiozitate. Că sunt așa părerile diferite. Majoritatea din ce am observat ăștia mari, mai așa cumva, mai experimentați, tranzacționează când e vorba de cripto doar BTC-ul. Eu spun că celelalte nu merită pentru că BTC oricum formează cumva piața sau toate se iau după BTC, deci acționez pe BTC. Dar sunt Da. foarte mulți care tranzacționează și mai necunoscuți, care mai au canale pe la noi prin România, ei analizează și e-gold și toate restul monedelor. Tu, de exemplu, tranzacționezi și alte monede sau doar BTC-ul? Nu, eu tranzacționez doar BTC-ul pentru că na, folosesc conturi de mă rog, Founding. firme prop de founding și atunci nu folosesc Binance-ul sau Crypto.com pentru trading, deci nu am acces decât Bun, dar la și vreo 4. acolo, da, dar mai ai. Dar oricum tot BTC-ul rămâne de bază. Da, Ok. BTC-ul e baza pentru că el dă mișcarea în piața criptomonedelor. Deci dacă BTC-ul o să aibă un dump, automat o să aibă și celelalte altcoin-urile. Deci focusul, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie pe BTC. Mai Bine. ales, cum am spus și mai devreme, că deja dacă ai o paletă din aia largă, să ai 10 criptomonede de gen pe care tu vrei să le tranzacționezi, intri mai multe tranzacții, dacă ai 3-4 losuri, deja din punct de vedere psihologic ești down, deci mai bine te Da, focusezi pe BTC. Din punctul meu de vedere, acum, na, poate sunt alți traderi acolo da, care tranzacționează vreo 10 perechi da. Da, ții minte pe că și eu la început aveam vreo 20 de perechi de criptomonede acolo și le tot tranzacționam, aveam impresia că mamă ce treabă bună fac, am mai multe intrări și ce, dar de fapt era un rahat. Bun, hai să nu ne mai lungim. Da. Am zis că facem o analiză scurtă, cum văd eu Că va e-gold-ul. evolua așa pe termen scurt cumva, adică un fel de intraday, daily trading, să zic așa, scurt. Deci nu Da, merge momentul. că ce o să fac în nu știu câte luni sau ceva de genul ăsta, pentru că oricum nimeni nu știe. Categoric. De fapt, nimeni nu știe ce se întâmplă. Toată lumea face predicții, dar piața de fiecare dată face ce vrea Dar ai ea. observat că este acum un vibe din ăsta că toată lumea cumva zice gata, am ieșit din bear market, intrăm în bull market. Ai observat chestia asta? Nu ți se pare că lumea așa parcă devine iarăși foarte bullish? Și de fapt, nu știu, am impresia că va mai pica o tură. Uite aici, vedem. Am observat lucrul acesta. Ce să zic? Adică există posibilitatea să urmeze, dacă ne uităm pe daily, uite, acum chiar ne aflăm pe BTC, o mișcare, aș vedea-o până în zona asta de aici, să zicem. Deci ar crește, că el dă tendința că a spart zonele respective, dacă ne uităm pe structura pieței, vedem aici lower low, lower high, lower low, da? Mai creează un mic lower high aici, un lower low și după aia dă senzația că a spart și a schimbat structura și că acum ar merge sus. Dar știm cum se mișcă piața, chiar și pe daily, poate să fie fake-uri.
Gen, ajunge în zona respectivă, spargi și zona asta de aici, pe care foarte mulți retail trader, traderii mici, cum suntem și noi de altfel, o Da, dă un consideră. dublu click, dă un dublu click, te rog. Ca să-ți dispară săgetuța aia, așa. Că o tot trăgeai, așa. Da, păi o țin ca să se vadă, știi exact ce vreau să arăt. Zona asta o văd, o consideră ei de o zonă de rezistență și atunci na, ar putea să facă o mișcare din punctul meu de vedere, ceva de genul. Să-i joace pe aici, să-i scoată pe toți și pe cei care consideră că de aici ar merge o mișcare short. Să dea-te senzația că vom merge mai departe, către 35.000, către 34.000, ei, și din aceste zone să înceapă prețul frumos să coboare. Deci există posibilitatea asta. Da. Deci cumva acum el mai urcă se sunt foarte mulți care sunt short, pentru că na, trendul este totuși pe termen lung, e clar bearish, adică suntem de multe luni în zonă bearish. Și asta însemna ce spui tu aici, că el va ieși din zona asta de consolidare, le va fura stop loss-ul celor care sunt short și după care va merge short în continuare fără ei, cumva. Da, categoric. Există mulți care ar vedea zonele respective, deci cum ne aflăm pe daily, dacă mergem pe time frame-urile inferioare, ar căuta poate zone de sell. Uite, avem spike-urile astea de unde poți căuta zone de sell. M-ar merge pe undeva pe aici, ar zice, ok, a spart zona asta sau nu a spart, prețul reacționează de aici, ok, ne băgăm pe poziții de sell. Dar de asta trebuie să ai un setup exact, să îți folosești intrările tale, fiecare are setup-ul lui. Prețul, bineînțeles, că poate să facă cu totul altceva. Da, normal. Da? E prețul, chestia asta cu analiză tehnică, gata, că îți dai seama ce se întâmplă, asta e o prostie. Cine zi pune direct, gata, rachetă, 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 n-are de unde să știe el că va merge sus sau jos. Prețul face ce vrea el, adică, bine, ce vor market makerii. Și nici toți, adică nu chiar toți pot să influențeze chiar așa Categoric. prețul. După cum vedem aici, avem o zonă, o rezistență pe zona asta. Vedem că pe o oră chiar prețul a reacționat. Da? Lumânarea aceasta a primit o respingere. Aș intra într-o poziție de sell în momentul în care s-ar sparge low-ul ăsta de aici. Adică când am sparge low-ul ăsta și ar urma un retracement, atunci aș căuta, să zicem, pe BTC o poziție de sell. Și aș merge cu el până în zona asta. Zona asta aș targeta-o. Da. De aici m-aș opri. Dar nu mai explică-ne scurt, văd că ai acolo, adică, na, ce înseamnă aceste culori, ai așa griu ăla, rozu, Da, mov, foarte bună numai ca întrebare. să știe Folosesc lumea la ce. un indicator, sunt sesiunile de tranzacționare. Culoarea asta mai închisă, neagră, reprezintă sesiunea din Asia. Eu am setat TradingView-ul pe ora de New York. Adică în acest moment în New York este 3:26, ora României 10:26, după cum vedeți aici în dreapta jos. Da. Și sesiunea Asiei începe după ora de New York, da? La ora 15, se închide undeva pe la ora 23, ora New Yorkului. Avem apoi sesiunea aici pe BTC este puțin diferit, nu știu de ce. Apar orele puțin diferit. Asta este sesiunea de Europa, sesiunea Europa, Londra. Londra. Aici se intersectează Londra și New York și apoi urmează New York-ul și Am aici se înțeles. închide New Da. Deci cumva, da, când se deschide ca să știe exact că, de fapt, da, depinde foarte mult de ce sesiune e, volatilitatea și manipularea, să zic așa, în funcție de. Am observat, de exemplu, că pe zona de America, adică în perioada de New York, când bursa de la New York e deschisă, manipularea e mult mai puternică. De exemplu, când e doar Asia, e destul de lejer, așa. Da, Mai exact. mai. Și aș putea spune că folosesc zona aceasta Asia pentru de multe ori se întâmplă, am văzut și am observat și în grafice și pe alte videouri, sunt anumiți YouTuberi care explică lucrul acesta. În sesiunea Londra, când se va deschide, depinde unde se află prețul, va încerca automat să spargă high-ul sau low-ul creat în sesiunea precedentă, adică în sesiunea Asiei. Gen în A, cazul adică ăsta. să nu Da, rămână în același interval, am înțeles. De deci high va și low încerca al să-l spargă. sesiunii.
Dar vedem că aici a plecat și uite, l-a și spart. Haiul este spart ulterior. L-a Da, spart chiar. interesantă observația, da, interesantă observația. Da, aici la fel s-a întâmplat, practic. Este sesiunea Asia și aici a spart haiul creat în această sesiune. Cel mai mult volum există, cum cu toții știm, când se intersectează Londra cu New York-ul, adică în fereastra asta, gen între ora 3, bineînțeles, ora New York-ului, da? Există o fereastră de Bun, aproximativ hai 4-5. ca să nu amestecăm, știi ce? Chiar mi-ar place să facem un filmuleț pe faza asta, să analizăm, pentru că, uite, ce mi se pare foarte interesant la tine e că tu n-ai deloc indicator în afară de ăsta cu sesiunile și chiar mi-ar place să analizăm la un moment dat așa exact modul în care tu vezi sau cum, când intri pe deschizi graficul, mulți, de exemplu, au MACD-ul, au RSI-ul, se uită acolo, da, ok, deci vedem MACD-ul sus, RSI-ul jos, nu știu ce. Dar la tine văd că e foarte simplu și mi-ar place așa, la un dat, să analizăm exact chestiile pe care tu le folosești. Dar asta în altă. Deci spune-ne mai, cum ziceam așa, cum vezi tu că va merge mai departe BTC-ul, Da, EURSD-ul? deci acum ne aflăm pe BTC, ca să nu trecem de la una la Da. alta. Am spus cum aș căuta tranzacții de sell din zona asta, datorită faptului că avem o respingere pe candela de o oră. Bineînțeles că tranzacțiile le-aș căuta pe 5 minute sau pe 15 minute. În zona Da. asta aș merge. În cazul în care zona low respectiv este spart aici, atunci caut undeva să intru. Deci dacă va sparge zona asta, caut un retracement și de undeva de aici, dacă o să fie un imbalance, asta este un imbalance, zicem, o să-l caut și o să intru de acolo într-o poziție de sell pe BTC. Am Bine, înțeles. așa aș face intrarea, pentru că nu intru în BTC, nu tranzacționez în această perioadă BTC-ul. Mi se pare. Da, e puțin așa nesigur, instabil, nu Da. pot să zic că îmi place nici mie momentan. Adică Mă e deschis focusez. la orice, și la 35.000, dar e deschis la fel și la 16.000 în perioada asta. Da, în ultimul timp nu prea îmi plac mișcările de pe BTC. Poate că sunt mulți cărora le place, tranzacționează foarte mulți trader în România criptomonede, au succes, așa cum explică ei, și atunci na, ei poate văd mișcări foarte frumoase. Da? De asemenea, am putea lua un trade de aici și am creat o rație de cât? De 7 chiar. Dacă am fi luat trade-ul Dacă din am fi această luat zonă. așa, da, după ce Ia graf uitați, să... 4,77, avem chiar rație de 6 aici. Vă dați seama. Deci așa, de fiecare dată, după ce s-a întâmplat, după ce prețul a făcut o mișcare, putem găsi intrări pe perechi. Este interesant în momentul de față, aici dacă găsim intrările. Bun, Nu, EURUSD-ul, stai, pe spune-ne EUR. scurt despre Eagle, pentru că să fim tot în criptomonede, dar foarte scurt, pentru că oricum noi știm că ce face BTC-ul face și EURUSD-ul, adică și restul Dacă ne fac. uităm pe daily, EGOLD-ul a avut o coborâre până în această zonă. Bine, aici eram pe 14 iunie, a atins zona de chiar 39, 38, și după care a intrat într-un range. La Deci, fel ca BTC-ul până la urmă. Exact ca da, BTC-ul. aproximativ. De ce zic asta? Pentru că dacă le punem în. Hai să încercăm să facem aici o paralelă între ele. Ne aflăm pe 5 minute aici pe BT Gold, nu pe daily, pe Pune pe daily Bitcoin. și ce? Pune Bitcoin-ul pe daily. Exact, așa. Și vedem că se seamănă mult graficele. Da, deci uite-te, exact, tot acolo a fost minimul și la BTC, 17.200. Mai puțin să șterg și toate astea de pe aici. Da, ok. Da, și vedem atunci că ne aflăm pe Egold într-o zonă de range. Se află într-o consolidare. Deocamdată încă nu s-a decis pe daily ce va face. Da? Mulți ar avea tendința să spună că ok, stai să revenim înapoi pe graficul mare. Ar avea tendința să spună, păi da, dar targetăm zonele astea de aici. Gen. Să mergem să urcăm pe la 67. Este posibil. Nu spune nimeni. Este posibil. Da, Deci dacă spune. am ajuns în zona aceasta, l-aș vedea. Da, aș vedea o posibilitate să meargă până în zona de 67.
După care să facă din nou o mișcare de ace o mișcare un fake, să zicem, da? Deci ar merge așa, vorbim pe long term, asta se poate întâmpla să ajungă aici până, nu știu, în 2 luni, să zicem, da? Să joace aici, în zona aceasta, să dea impresia că gata, mergem Că la suntem buni. cer, exact, și de aici să înceapă frumos coborârea, iar, nu știu, la începutul anului viitor să nu-l găsim așa cum mulți se așteptau pe la 1000 de dolari și Da, am văzut că să-l erau, este un grup, da, din ăsta, tot așa pe YouTube și unii dintre ei îl vedeau la 1800 chiar, mă gândeam, băi, ai chiar așa de optimist să fim la finalul anului, adică când, de unde bani, că lumea nu are bani acum să investească, să crească cripto. Eu sincer să zic că îl aștept la un 30 de mii să-mi cumpăr, aș vrea să cumpăr câteva. La La un 30 de dolari. 30 de mii, la 30 de dolari, scuză-mă, la 30 de dolari aș cumpăra așa un 30 de ego și l-aș lăsa acolo. Da, păi eu, deja dacă sparge zona asta, suntem acolo, într-o zonă de interes. Da, imediat ajungem la 30 de dolari și după aia de acolo îl aștept un an de zile, nu știu, până prin 2024 zic eu că ar începe să urce. Da, uite Legat că foarte. aici a avut oricum un suport puternic de unde prețul a reacționat în zona asta de 37, dar cel mai probabil o să-l retesteze și o să-l și spargă. Cel Eu mai cred că probabil. dacă el începe să scadă, deci dacă ajunge, cum ai spus tu, la 60 de mii, 60, la 67 de dolari, scuze, nu știu ce tot zic, 60 de mii, la 67 de dolari și după aia începe să scadă iarăși, cred că lumea se va speria din nou și că, bă, stai că de fapt a fost un fake bullish, să zic așa, și se vor speria, vor începe iară să vândă. Sau poate chiar mulți au deja ordere de vânzare pe la 60-70 ca să scoată din pârleală cumva din pierdere și să nu mai intre niciodată poate chiar în cripto. Pentru că mulți în Corect. bear market renunță total la cripto. Dar foarte mulți se și Categoric. întorc. Adică vin noi. Păi o să se întoarcă sau vin alții, intră alții noi Da, în da, da. piață, ciclurile se Da. repetă, e clar. Probabil că cel Asta. mai probabil data viitoare, în următorul bull, vom avea o infuzie mare de capital. Adică mă Ar aștept să putea vină să mult. meargă până pe la 7, cât au fost acum? 3 triliarde, parcă, nu? 3 trilioane ultima oară, market cap-ul total pe Da, cripto. undeva În la jur de... 3 trilioane a fost Așa. pe cripto. Avem potențial mare, având în vedere că doar 5-6 poate să meargă liniștit. market cap-ul goldului, deci doar un instrument. Market cap gold s-ar putea să fie, na, 11 trilioane. Deci, în momentul de față, piața cripto Da, e mică la rău. care are un trilion, poate. 1,2 poate acum cu creșterea asta 1, 1, ceva. Cât e? Da, 1. vedem aici. Da, 1 un trilion și trilion un pic, da. 66 de miliarde, deci ceva de genul. Na, de 11 ori mai mare este doar market cap-ul goldului. Da, Vă și dați știu seama? că generația asta nouă care vine, care e acum generația calculatoarelor, să zic așa, sau da, toți tinerii care s-au născut cu telefonul în mână, cu calculatorul în mână, deja parcă ar căuta asset-uri de așa electron, cum să zic, da, cum e cripto, de exemplu, decât unul ca aurul care era pe vremuri așa făzut foarte bine. Acum Categoric. lumea nu mai are aur, ce căcat să fac cu el, adică să-l cumpă, să-l pun prin bancă, să ce să fac cu el. Și așa preferă să cumpere Bitcoin-ul, să cumpere monede poate din metaverse-uri, jocuri, chestii de genul ăsta pe care să le folosească după aia pentru ei, bineînțeles, în, nu știu, să le Categoric, vândă, foarte să le bine ai cumpără, să le punctat. schimbe. Tinerii sunt deschiși la tehnologie, mulți chiar învață programare, cei care învață acum programare sunt deschiși la blockchain. Poate unii învață să programeze pe blockchain și automat sunt atrași și de aplicații, de criptomonede, etc. Ei, când începi să înveți tehnologia, vezi că potențialul este unul foarte mare și nu este chiar așa Ponzi, cum ar spune Da. anumite persoane. Ponzi, ai putea spune că este și un sistem monetar. Ar Da, spune unii bine, că nu, este da, nu cel știu mai cum mare e. Ponzi creat, da? Da. Deci, dacă intrăm în discuții de genul. Dar vezi tu, în comparație cu alte asset-uri, să spunem aur, pe care tu trebuie să-l depozitezi la o bancă, da? Trebuie să plătești automat un comision, pentru că banca îți depozitează siguranța aurul. Sau îl ții acasă, nu știu cât de liniștit ai merge la o bere, când știi că ai acasă, nu știu, 100 de grame de aur, un Și hai să-ți lingot de mai 100. zic o chestie care nu-mi place mie. De exemplu, dacă tu ai criptomonede, deci investești în criptomonede,
Și la un moment dat vrei să le vinzi pentru că ai nevoie de bani, le vinzi în câteva secunde, tu deja l-ai băgat în USDT și din USDT după aia poți să folosești Perfect, ori cardul da. de la Crypto.com sau de la Binance sau orice card. Nu știu, poate și cei de la Eagle vor avea un card care sunt Visa toate, adică nu sunt carduri așa și la un moment dat, bă, da, dar nu o să mai funcționeze. Nu, sunt carduri Visa sau Mastercard. Exact. În schimb, goldul. Uite, acum, de exemplu, a început războiul, a crescut foarte mult pentru că se zice că în vremuri grele e un store of value foarte important și după o lună a căzut, poate chiar, cred că e sub valoarea din 23 februarie, din ziua înainte de război. Ne putem uita pe el, chiar dacă tot ai Da, să te rog frumos, chiar în 23 februarie o să mă interesez dacă pui pe el și pe 23 februarie când a început războiul, de fapt în 24 și știu că a avut atunci o explozie mare. 23 februarie, o Mai să stânga, luăm mai stânga, mai stânga. la linia asta, martie 23 februarie, exact aici. Da, deci uite-te, e cu mult sub, adică în 23 februarie era cam 1900, să zic, în jur de 1900, da? Și acum e 1700 și ceva. Deci îți dai seama că a scăzut și normal lumea ar zice, bă, dacă e tot, dacă e război, să ai că toată lumea bagă bani în gold. Nu, nu mai e goldul. Deci goldul, adică vreau să zic că criptomonedele s-ar putea să ia mult din capitalul din market cap-ul goldului pe Cu viitor. siguranță. Și eu mă aștept Exact. la lucrul acesta. În primul rând că au niște avantaje. Vorbim acum mai mult, să zicem, de Bitcoin, pentru că celelalte, da, să zicem că sunt și multe scamuri, sunt multe proiecte care promit lucruri, dar încă nu le-au materializat. Da? Deci vorbim exclusiv de Bitcoin. În comparație cu aurul, Bitcoin e și supranumit aurul digital. Vezi tu poți practic printr-un stick, printr-un ledger, printr-un wallet din acela extern să transferi fără probleme sume extrem de mari de bani. Exact. Sau să-ți iei efectiv averea cu tine. Să zicem că tu vrei să ai niște bani puși deoparte. Să zicem că ai bani, ești bogat. Da? Da. Și tu ai 100 de mii de, zic 100 de mii pentru că e maximul pe care banca ți-l garantează. Să zicem că ai 100 de mii într-o bancă, 100 de mii în altă bancă, 100 de mii în altă bancă. Mai ai și 100 de mii de dolari băgați în gold și mai ai 100 sau 200 de mii, să zic, de dolari băgați în criptomonede. E, în momentul în care vine o criză, de exemplu, financiară, cum a fost și în Grecia, când băncile au blocat, de exemplu, nu aveai voie să scoți mai mult de 50 de dolari pe zi, da? Da. Sau vine un război din ăsta, dacă tu vrei să treci granița, tu nu poți să o treci, pentru că nu poți să treci cu. Adică băncile îți blochează banii, nu mai poți să-i scoți, da? După aia aurul, tu nu poți să treci cu aur de 100 de mii prin vamă, pentru că te vor opri. Și cu Bitcoin-ul, adică cu criptomonede, ce faci? Ai ledgerul la tine, poți să-l pui și în sticul de, cum îi spune, de la casetofon și ca și cum ar fi un din ăsta de muzică, adică nu știu, ești tu, după aia te ajungi acolo și poți să dai cu cardul sau să le transferi, deja poți să te, nu știu, ești Exact. în Portugalia să zici și deja gata, nici nu trebuie să plătești în multe țări impozit pe criptomonede. De aia e un Categoric. avantaj extraordinar. Așa, ți-am zis, vine războiul brusc pentru că la vine cum a venit acum în Ucraina și tu ai rămas cu banii și cu aurul în bancă. Da, Sau îți exact. rămâne aurul în casă și pe aia vine așa și ți-l fură, adică ai pierdut total. Este o libertate creată de Bitcoin, de criptomonede, care până acum nu a fost așa la dispoziția noastră a oamenilor. Pe asta vine și cu responsabilitate, pentru că dacă vrei să ții asset-urile, să ții criptomonedele pe un ledger, ai nevoie automat să nu pierzi parola de 24 de cuvinte. Dacă îți vei pierde această parolă, gata, salut, fondurile sunt pierdute. Deci e o responsabilitate acolo, trebuie să te gândești la o modalitate cum îți... Bun, dar asta depinde de tine. Adică Da, asta dacă depinde de deci tine, chestia că unul tu la să mână. pierzi banii aceia sau contul acelea, depinde strict de tine, că ești găină și ai pierdut parola. În schimb, dacă banca dă faliment sau, nu știu, începe războiul, cum spuneam, aia, chestia asta nu mai depinde de tine deja. Exact, depinde de tine, dar vezi tu, suntem noi ca oameni, câteodată suntem foarte confortabili și vrem noi să avem o siguranță dată de cineva anume, nu neapărat să ne asumăm noi răspunderea. Ce se mai întâmplă? Tu trebuie să te și educi puțin în momentul în care folosești un ledger pentru a nu face transferuri eronate de pe, dacă ai o anumită criptomonedă, să nu o transferi pe alt blockchain, pentru că ți-ai pierdut de asemenea fondurile. Lucru important de menționat. S-au întâmplat lucrurile acestea în trecut. Mulți oameni și-au trimis dintr-o parte în alta, dintr-un wallet în alt wallet, dar au greșit blockchain-ul, nu l-au setat corespunzător când au făcut transferul și au pierdut
sume considerabile de bani. Adică există, dacă căutăm pe net, oameni, persoane de genul care au făcut asemenea greșeli. Deci trebuie să te educi, trebuie să citești, trebuie să experimentezi, să faci un transfer din ăsta mai mic în prima fază. După ce vezi că a funcționat, dar chiar dacă e sigur, să zicem că tu știi și e sigur, zici, da, mă, sigur, am setat rețeaua respectivă, dar haide să încerc prima dată, să transfer 10 dolari, nu știu. Nu transfer... Eu era să-mi iau și eu țapă, tot așa, transferam puțin și la un moment dat, adică eu prima oară că voiam să transfer așa dintr-o parte în alta, în primul rând căutam să fie o, să transfer monede care au taxe, fizul foarte mic, pentru că sunt, de exemplu, dacă vrei să transfere Ethereum sau așa, taxele sunt mult mai mari. Deci, în primul rând, trebuie să-ți cauți monede care au taxe mici. Iară După foarte aia, important. Da. da, pentru că altfel pierzi bani. Adică tu poți să faci o tranzacție mică în care tu testezi cu 0,1 dolar sau cu 1 dolar și plătești taxe 10 dolari. Și atunci, la două tranzacții, ca să-ți muți toată suma, tu deja plătești 20 de dolari degeaba. Și așa, cel mai bine să cauți monede cu fiz mic. Dar am pățit, nu mai știu ce monedă era. Cred că XRP-ul, am schimbat tot un XRP pentru că au taxe foarte mici. Și este o monedă care nu știam, dar seamănă, e XRD sau ceva de genul ăsta, nu mai țin minte exact. Bă, și am dat din greșeală pe aia, după când am vrut să transfer, eu am luat, în fine, nu mai știu, am făcut o confuzie asta între XRP și XRD. Deci o prostie care mie nu vine să cred că am făcut-o, că eram chiar atent, eram așa cumva, bă, să nu cumva să fac o greșeală. Și ce am avut noroc că totuși acea monedă m-a întrebat, băi, e sigur că ăsta, pentru că nu se potrivește, cum îi spune acolo, Rețeaua. da, rețeaua. Deci rețeaua nu coincide, știi, și pe aia, bă, stai puțin. Și am avut noroc că de obicei monedele nu te întreabă, multe nu te mai întreabă, Da, poți să nu exact. faci De asta tranzacția și gata, banii s-au pierdut. Și și aceasta... spuneam, trebuie, vine libertatea asta cu responsabilitate, iar mulți oameni nu vor să-și asume responsabilitatea, preferă, de asemenea sunt foarte mulți care au ieșit din spațiul cripto, acum în bear market. Bă, eu am acolo pe exchange-ul meu, crypto.com sau Binance, mulți folosesc astea două platforme. Aia Bă, eu crypto.com l-am să știi că acolo, nu e așa dau bani. mare încă. M-am uitat și am Poftim? văzut acum la niște topuri și crypto.com nu e așa de mare, nu are volum foarte mare. Da, e ciudat, ca să vezi că Da, e faci chiar, cred că e în afară marketing din top și 10 încă. ciudat. Interesant, da. Oricum, e o platformă bună, adică e un exchange cu potențial. E foarte Și, simplu, e easy, da. easy to use și atunci are o interfață foarte user, da, friendly user, sau user friendly. Și cred și eu că va avea o adopție foarte mare. Mai ales că tu scrii crypto și apare crypto.com, e prima, adică Exact, da, ca s-au și gândit foarte pe bine motor, de să... că e perfect numele, da. Să-și aleagă numele. Dar și asta spuneam, ei pur și simplu au aplicația, a căutat buy sau sell și nu vor să facă mai mult, adică nu interesează alte detalii, deși sunt destul de sigure aceste două exchange-uri, bă, orice e posibil până la urmă, știi? Adică pot să fie blocate de state, să zicem, da? Și atunci nu mai poți să scoți fondurile din, nu știu, mâine se trezește domnul Ciucă în România, dau un exemplu, da? Stupid. Păi, gata, interzicem crypto.com, nu mai aveți voie să umblați acolo. Și atunci fondurile tale sunt practic blocate pe exchange-ul Da. respectiv. A, tu te Da, referi atunci ce mai bine ar fi să ții banii de fapt pe un ledger. dacă ai sume mari de bani, adică vorbim chiar de peste 10.000 de euro, Da, nu e oricum eu zic o posibil. chestie, Daniele. Și dacă, de exemplu, va veni o lege din genul ăsta, legea aia nu se aplică așa, cum să zic, de pe azi pe mâine, încă să pierzi banii. Ei îți dau, înainte să se întâmple chestia asta sau așa, te atenționează, de exemplu, criptul îți va trimite, bă, vezi că se închide în țara ta, mută banii, fă ceva. Și oricum, până la Bine, urmă, nu este prea contează stupid. că... Exemplul e poate puțin exagerat, că nu o să se întâmple A, lucrul tu te acesta. referi mai degrabă dacă un exchange, că se poate întâmpla un exchange să Da, dea există o faliment, adică de probabilitate ce n-ar da un exchange mică. faliment? Există o probabilitate mică, așa cum s-a întâmplat gen cazul pandemiei, dacă nimeni nu s-a așteptat să fie un lockdown și că va trebui să stăm în Da, casă, adică, da, efectiv. o chestie, da, foarte imprevizibilă. Probabilități există tot timpul, că sunt mai Da. mici, mai mari, noi lucrăm cu probabilități. Adică, na. Na, bun, a trecut de la una la alta. Ah, bine, a dezbătut subiecte interesante, ce-i drept. Da, adică va fi asta e un episod în care pur și simplu e liber, așa va fi și titlul, analiză BTC Gold Păi cred că este și Embedded interesant și totul e pentru liber. cei care e interesant și pentru cei care vizionează. Vreau să te întreb, noi ne vedem doar acum pe ecran. Dacă schimb Eu fereastra văd și acum, soffitul. văd și ecranul și ne vedem și noi doi, deci e ok, dar o să fac să ne vedem noi doi mai mici. Tu stai liniștit că, Ah, adică eu ok. înregistrez cu Filmora acum.
Da, foarte bine, foarte bine. Credeam că nu ne mai vedem noi și Nu, 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 nu se vede, dar. să făcu niște faze din alea în spate când eu eram pe grafic aici, știi, pac, nu știu ce, știi, Să din nu alea. faci. Oh, stai că am greșit ceva, numai o secundă. Că nu prea știu nicio cu. E foarte interesant, îmi place mult ăsta Google Meets, e, nu? Da, Google Și Meet. să văd dacă. A, nu pot să mut ăsta. Ok, da, deci acum ne vedem și noi doi și ecranul, da. Bun. Ne aflăm deci pe graficul de gold. Foarte interesant de văzut este pauza asta. Deci aici e anul 2012, că toată lumea spune, bă, aur, cea mai sigură investiție, ții bani în aur și nu o să pierzi și așa mai departe. Dacă ne uităm aici între 2012, prin octombrie, da, am început o coborâre. Și vedem că ne aflăm pe daily, da? Coborârea este cam dură, adică am ajuns aici cam prin 2020. Da, adică a Ia fost nevoie imaginea. de 8 ani ca să reajungă la valoarea inițială. Adică aici nici nu mai calculăm. Deci, pe lângă faptul că ți-au fost banii blocați în gold, deci nu ai putut să investești, nu ai putut să faci nimic, dacă aveai o urgență, tu scodeai clar în pierdere. A avut nevoie de 8 ani, nu mai vorbim acum de inflație, îți dai seama, în 8 ani cu o inflație de 4-5% pe an, pe tu ai pierdut 40% din bani doar din inflație, pentru că ai ținut în gold. Exact, foarte bine punctat. Și să ne imaginăm că am investit 100.000 de euro în zona asta, da? În gold. Păi, deja în punctul ăsta, tu deja ai pierdut 40.000, Da. aproximativ. Și vedem că a stat într-un range foarte, foarte mult timp. Deci, până Da, în după 3 ani, la 2019. un moment dat, vinzi tot și îți dai avans de apartament și zici că nu mai intri în viața ta în gol și, sincer, Da, da. asta vreau să arăt la graficul de pe gold. Mi s-a părut interesant. Da, deci vine cu foarte mult risc și goldul ăsta și eu te să zic o chestie foarte. Ia imaginează-ți dacă acum Elon Musk descoperă gol pe, nu știu, pe ceva planetă. Sau, pur și simplu, nici nu mergem atât de departe. Nu știu, prin Africa, pe undeva, se descoperă acum un zăcământ de gold care să fie la fel cât e tot aurul pe care îl avem noi acum în lume. Îți dai seama. Păi la aur oricum, de fiecare, adică se tot descoperă câte o mină nouă. E vorba că oricum ai nevoie de foarte mulți bani ca să poți să minezi aurul Să ăsta și na. exploatezi aurul. Da, teoretic, nu e neapărat nevoie de mulți bani pentru că banii se scot. E vorba de metoda, pentru că dacă stai să te gândești și la noi în țară avem aur, dar nu se exploatează pentru că Corect. metodele de scos aur, așa, nu sunt foarte. Adică dacă istoria se tot repetă sau, mă rog, rimează, de ce nu ne-am aștepta acum că suntem aproape de o criză din asta economică? De ce nu ne-am aștepta să facă goldul ceva de genul din nou? Dar n-aș merge chiar până la 1200, dar la 1400 nu m-aș mira să nu ajungă. Adică nu m-aș mira dacă ar ajunge. Ar fi, da, normal. Adică eu nu văd acum să mai crească foarte mult goldul, părerea mea. Da, o să. Dar la gold oricum nu prea pricep așa mult, adică e doar o părere. La un high de 2072, vedem că l-a atins pe prin iulie 2020 și apoi a revenit acum de curând acolo la high-ul respectiv 2076, 7 martie. Vedem 7 martie 2022 a fost pe acolo. Da, deci uite, acum, de exemplu, s-au îndeplinit toate condițiile ca goldul să crească. Și n-a crescut. Adică a scăzut chiar. Pentru Da. că a fost pandemia, deci cumva s-a făcut un pic de criză. De oricum e criză financiară și bula va exploda acum și na, toată lumea, toți ăștia bogați zic că, băi, dacă vrei să, când ăsta, în timp de criză, bași bani în gol ca să ți-i protejezi. Și. Pe aici avem maximul după pandemie, după lockdown. Suntem în 2020, vedem că pe aici a fost lockdown, nu prin martie, nu? Martie 2020. Pe aici a Da. atins maximul. Și Da. după aia a luat-o Bun, ușor, trebuie să ușor. știi să vinzi. Trebuie să știi să-l vinzi. Da, Că. pentru asta toată lumea are nevoie să învețe graficele. Sunt foarte importante. Până la urmă, A, graficele grafice dau. și analiză fundamentală, mai ales la gold. Graficele, da, dar fără analiză, de exemplu, la o investiție așa pe termen mai lung, fără analiză fundamentală, și mai ales la gold, adică trebuie să ciurești urechea așa cumva la ăștia, să zic, market makeri. Cam ce au de gând. Știi, dacă stătorul ridice goldul în slăb, și că știi cum e, el tot îl ridică în slăb, mamă, gold, 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 înseamnă că e cam vor să vândă și cumva îi fac o reclamă pozitivă ca să apară oamenii la care ei urmează să vândă. Da. Deci trebuie să știi să interpretezi. Adică dacă îi vezi că ei cumva, mamă, haideți, investiți în gold, investiți în gold, atunci ei așteaptă să crească puțin și pe aia să-l vândă la grămadă.
Și va scădea Exact. și lumea va rămâne cu el până când tot ei îl vor cumpăra la un preț mic. Ok, bun. Ultima pereche pe care o analizez acum, pe scurt, EURUSD-ul. Vedem că avem dacă ne aflăm pe 4 ore sau chiar pe daily, e ușoară mișcare bullish, da? Care dă tendința asta de a oamenilor, bă, gata, mișcăm de aici lucrurile, începe să mergem sus. S-a creat și pe 4 ore un trend ascendent, a spart zonele astea de aici, de consolidare. E, în acest moment, dacă ar fi să caut tranzacții, pentru că ne aflăm din nou cu o consolidare pe termen mic, pe time frame de 15 minute, deja am desenat mișcarea, văd că e aici. Începe, de fapt, a început sesiunea de Londra pe la ora 10, ora României, deja a început. O avem și cu, vezi că e puțin colorată aici. Ora 3, ora New Yorkului, deja e deschisă. Sunt ambele, una peste alta. Asia, care continuă până undeva, ar trebui să meargă până pe aici, pe la ora 4, și asta este sesiunea Londra, care s-a deschis deja. Ei, nu vedem mari mișcări deocamdată, da? Mă aștept totuși ca prețul să ajungă în zona asta, să bată low-ul creat de Asia, undeva pe aici. Și de aici e foarte interesant ce va face. Dacă va reacționa din zona aceasta, vedem că avem și un imbalance creat aici, da? Dacă va reacționa de aici, vom putea căuta o poziție de buy din această zonă cu un stop loss frumos. Puteți să-l setați la 27 de pips sau na, eu l-aș seta undeva pe aici, dacă aș intra pe 15 minute sub acest low creat de candelă și să targetăm zonele astea. Adică zona asta de aici. Ar fi Aici o reacție targetăm. frumoasă, 3,7, da? 3. Cam așa, exact. Deși, na, folosesc o altă strategie, folosesc acții de 2 eu acum. O să vorbim și despre lucrul acesta. Vreau să Da, fac în un alt video episod, da, în alt episod o să... în care să-mi explic, încă mi-o pun la punct, să zicem așa, strategia aia cu care vreau să abordez challenge-ul ăsta de 100.000. În septembrie, iar vreau să fac și un episod pentru cei care ne urmăresc. În septembrie a fost o cădere incredibilă, psihică. Și vreau să spun și cam ce am învățat noi din chestia Dar asta. o să facem un alt episod pentru chestia asta, pentru că e foarte interesant. Eu știu, fiind prieteni, știu exact prin ce ai trecut și mi se pare extraordinar. Adică prin ce am trecut cam amândoi. Așa, și chiar ar trebui menționat să facem un episod special, pentru că sunt foarte, foarte multe lecții pe care putem să le luăm de acolo, așa, foarte multe învățăminte cumva. Exact. Da. Bun, bine, Daniele. Păi, mai voiai să spui ceva Da, despre... două Ah, secunde să da. explic asta. Deci dacă aș intra aici, aș folosi o rație de 2 pe prima poziție. În momentul în care s-ar activa prima poziție și prețul ar ajunge în zona asta, deci pe la mijlocul traseului, aș mai plasa un ordin. Riscul l-aș păstra, da? De pe prima poziție și practic aici aș avea o rație de 1 la 1. Da? Ei, prima poziție ar fi mutată automat pe break-even și aș merge cu ele dacă mi-ar atinge targetul. Inițial aș avea practic o rație de 3 ca câștig, ca win, numai că traseul meu a fost de o rație de 2. Da, Da, mie mi da, se da, pare da. interesant asta, E trebuie de asta, totuși. bun, tu într-adevăr îți crești riscul în momentul în care muți stop loss-ul și realimentezi, îți crește iarăși riscul, Păi nu, dar riscul rămâne la fel. riscul ca și sumă rămâne la fel, dar riscul, cumva șansa de a se întâmpla acel risc, crește. Pentru că tu A, da, scazi... pentru că din zona asta să zicem că mi-a ordinul și apoi începe să facă mișcări Exact, de și poate genul se și întoarce până acolo, te scoate și merge în continuare bine. după aia merge bine. Dar este într-adevăr o abordare super interesantă și mie mi se pare foarte ok să alimentezi intrările bune care au mers în direcția ta și să nu alimentezi niciodată intrările care merg împotriva da, cumva să zic, adică care se îndreaptă spre stop loss. Ok. Exact. Bun, pentru Super. cei care nu știu, avem canal de Telegram, avem acum lucrăm, adică filmul acesta este pe YouTube, bineînțeles, aici ne vedeți. Daniel are și un canal de TikTok pe care, cum îi spune? Sunt profitabil. Ah, sunt profitabil, deci toți sunt profitabil, canalul de YouTube sunt profitabil. Acum lucrez și la un site, suntprofitabil.ro, e under construction, dar urmează să punem acolo articole, filmulețe, chestii așa. Mai, în fine, o să vedeți acolo, mai avem câteva surprize pentru voi. Nu uitați să vă abonați la canal. Da.
Și Telegram-ul foarte important. Păi, Daniel, pe Telegram tu pui toate trade-urile, din câte am observat. Eu sunt mai puțin Acolo, activ pe Telegram. da. Dar Daniel pune chiar toate trade-urile cu losuri, cu câștiguri, cu tot, tot, tot. Adică multă lume e uimită cumva cât de transparent e Daniel. Așa? Și Îmi eu place cred să să... fim transparenți pentru că, din păcate, nu prea văd lucrul acesta în România. Poate e și o chestie de marketing. Nu știu dacă a fost abordarea bună a noastră, să zicem. Dar trading-ul este despre cum știi să faci față losurilor. Și despre psihologie și despre a-ți urma planul, despre foarte multă disciplină. Nu este doar de win-uri, 50.000 și așa mai departe. E mai mult de atât. Dar na, Da, și cei care lumea vor să... trebuie să înțeleagă că nu există strategie care să aducă 80-90% win rate. Nu există, pentru că prețul oricum face ce vrea el și o strategie nu face altceva decât să-ți crească puțin șansele, dar nu vei ajunge niciodată la un 80-90%, cum au de fapt toți ăștia noștri românași pe YouTube, au 10 câștiguri și din când în când mai au câte o pierdere pe care și explică după aia de ce au pierdut-o. Dar nu, Corect. explicația e o prostie, pentru că de ce nu explică și de ce au câștigat, că e exact aceeași chestie. Prețul merge cum dorește el, tu doar trebuie să ai un money management bun. Dar o să discutăm despre chestia asta, că e foarte, foarte interesantă într-un filmuleț. Bun, Ok. super. Bun. Canale YouTube, abonați-vă, subscribe și ne vedem data viitoare cu alte super filmulețe. Neapărat cu clopoțel, important pentru a trimite notificări. Da, Sunt. clopoțelul ăla, știți voi. Bine, Dani, salută, baftă multă, continuare la trading și salută la toată lumea, v-am pupat. Hai, la revedere. Hai, ciao, Pa, ciao, pa. pa, pa, pa.